Bună tuturor și bine ați venit pe pagina mea de YouTube! Antrenamentul de astăzi este un antrenament pentru fese. Acest antrenament te va ajuta să îți crești fesele. Este format din exerciții simple, însă le vei simți foarte, foarte bine. Îți vor lucra foarte bine musculatura feselor. Haideți să trecem la treabă, însă înainte de asta, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acel buton de subscribe ca să nu ratezi niciun video, pentru că sunt aici foarte des cu antrenamente noi pentru voi și vă voi ajuta să obțineți corpul dorit lucrând de acasă. Și dacă vrei să obții niște fese mari și frumoase, pune acest antrenament în practică cât mai des. Foarte bine, începem cu primele exerciții de pe coate. Ne sprijinim pe coate, iar de aici lucrăm doar pe un picior, ducem piciorul îndoit în sus, dublăm mișcarea, revenim înspre saltea cu genunchiul, însă nu atins salteaua. Vreau să duci piciorul cât mai sus și să te asiguri că dublezi bine mișcarea acolo sus. Vom repeta 40 de secunde acest exercițiu. Avem 3 exerciții pe acest picior, apoi schimbăm și facem același exerciții pe celălalt picior. Sus, dublăm și revenim. Foarte bine, pe același picior pornim cu piciorul din lateral peste celălalt picior, iar de aici ducem piciorul drept în sus, însă în sus drept. Revin cu el în lateral și repetăm 40 de secunde. Din partea aceasta în lateral, drept în sus, cât mai sus. We gon' do it like they do in the movies. We gon' ride until the sunset, just you and me. We gon' sing along to our songs at the top of our lungs. We gon' do it like they do in the movies. The movies, the movies. We gon' do it like they do in the movies. The movies, the movies. Ajungi cu el drept, îl ridici în sus și revii înspre saltea. Practic, rotești piciorul, pornind în lateral, ridici în sus și apoi împingi o mișcare micuță în sus. Rotim, împingem și revenim. Aceste trei exerciții și pe celălalt picior, coborând din nou pe coate, primul exercițiu cu piciorul îndoit, îl duci în sus și dublezi mișcarea, revii ușor înspre saltea, însă nu atingi saltea cu genunchiul. Din lateral, iar de aici îl duci în sus drept.
revin apoi în lateral, din nou în sus drept. Rotim în lateral sus, aici împingem, revenim înspre saltea și repetăm de la început. Revenim înspre saltea, relaxăm.
what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about our curfew, cause all that is stuck in my head is me and you. Both speed and my heart is racing, but I'm not sure I wanna pace it, cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out, but thrill of it, mess around. Foarte bine, ambele picioare pe saltea îndoite, foarte puțin depărtate. Împingem fesele în sus, încordăm, depărtăm genunchii în lateral și apropiem de două ori. Din nou revenim înspre saltea și repetăm de la început. Vreau să încordez foarte, foarte bine fesele când sunt sus. Spending the night.
pentru a obține niște rezultate uimitoare lucrând de acasă. Nu uitați că sunt aici foarte des cu antrenamente noi, așa că neapărat apasă pe acel buton de subscribe ca să nu ratezi niciun video. Spor antrenament în continuare, iar noi ne vedem data viitoare și nu uitați să arunci o privire pe pagina mea de YouTube dacă vrei să pui în practică și alte antrenamente pentru alte părți ale corpului. Tell yourself you need to move on, but when that in the shadows can ease your broken heart.